Gara din Chișinău. În 2014, peste 3 milioane și jumătate de pasageri au ales să călătorească cu trenul. La prima vedere, s-ar părea că mecanismul de funcționare al căii ferate este unul accelerat, așa cum trebuie să fie și trenurile din Republica Moldova. Platformele amenajate de-a lungul liniilor, ecrane care arată programul de plecare, sosire a trenurilor, un interior al gării modern, casele de bilete și doamnele care poartă uniformă clasică. Astăzi, o călătorie cu trenul prin țară reprezintă cel mai ieftin mijloc de transport. De exemplu, drumul de la Chișinău până la Ungheni costă 11 lei și 60 de bani, până la Basarabeasca 13 lei, până la Bălți 19 lei, iar până la Ocnița 23 de lei și 50 de bani. Ați călătorit cu trenul? Odată în lună. De câți ani călătoriți cu trenul? De 50 de ani. De unde veniți? De la Ungheni. Și de fiecare dată veniți cu trenul? Da, dar de unde să vii? Luăm bani așa de mulți la rutiere. Așa arată un tren în care circulă cetățenii Republicii Moldova. Cele mai vechi trenuri datate în gara feroviară de la Chișinău sunt de la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Vechi și friguroase, zgomotoase, incomode, dar în continuare solicitate. Ultimele vagoane au fost cumpărate la începutul anilor 90 și circulă pe cursele internaționale. Un vagon nou-nouț pentru transportul de pasageri intern ar costa astăzi 4 milioane de lei, iar dacă este vorba de transportul internațional de pasageri, atunci Republica Moldova trebuie să-l cumpere cu cel puțin $1 milion. La calea ferată găsim însă 5 trenuri care arată ca și cele din Uniunea Europeană, dar care nu circulă deloc. Cele 5 trenuri reutilate în România stau parcate în gara feroviară. Când vor fi repuse în circulație, nu se știe. Motivul, niciunul dintre trenuri nu are certificat de conformitate. Reutilarea fiecăruia dintre aceste trenuri a costat câte 2 milioane și jumătate de euro, bani creditați de calea ferată. Pentru scurt timp, 4 trenuri au călătorit, iar al 5-lea juridic încă nu se află în posesia întreprinderii. Viceministrul Transporturilor are o explicație. Urmează să fie definitivată procedura de certificare, adică fiecare tren ar trebui să fie verificat minuțios de către compania care a făcut lucrările de reutilare, în cazul dat o companie din România, și să elibereze un certificat în care să confirme că mijlocul de transport este unul sigur și conform cu normele internaționale. Trenurile acestea trebuie să fie în circulație. Este, eu am zis anterior, este iresponsabil și criminal că ele, achitând atâția bani, ele să fie parcate. Dar ele trebuie puse în circulație atunci când noi avem finalizată procedura de certificare. Trenurile noi, moderne, sunt victima, la fel ca și călătorii, sunt victima unor scheme de escrocherie unor tipi de la calea ferată care au reușit să-i convingă și pe cei din minister că aceste trenuri nu pot funcționa deoarece trenurile vechi le aduc profit foarte mare. Anual se cheltuie vreo 3 milioane de euro pentru procurarea pieselor de schimb, iar trenurile noi sunt în garanție, nu se cheltuie nimic, consumă 3-4 ori mai puțină motorină, nu e nevoie de cheltuieli, nu poți deconta bani și nu poți fura motorină de la trenurile noi. Nu este nevoie de niciun fel de certificat străin pentru ca un tren să circule pe teritoriul Republicii Moldova. Și asta în condițiile în care primul tren recondiționat a venit încă în 2012, cu multe metehne, însă înlăturate pe parcurs aici, la Chișinău. Mai mult, la 3 dintre cele 5 trenuri reutilate urmează să fie schimbată cutia de viteză, pentru că a rămas tot cea veche, potrivit actualei conduceri a ministerului. Deși recondiționarea a costat o groază de bani, pot fi observate deja pete de rugină pe suprafața trenurilor. Înțeles că se fură motorină. Nu. Nu se fură? Nu. Deloc? Deloc nu se fură. Tot e plombat, tot e sub control. Și dacă angajații căii ferate neagă faptul că se fură combustibilul, atunci oficialii confirmă. Estimările erau că combustibilul furat anual, furat de la pe dată în diferite forme, erau până la 40 de milioane de lei. Există o anumită schemă de furt al motorinei? Există și în care sunt implicați nu doar colaboratorii căilor ferate, uneori și colaboratorii organelor de drept. Și acest proces se poate petrece în doar 5 minute. Pentru că persoanele sunt echipate, schema e bine stabilită, vine o mașină specializată care se încarcă cu pompe speciale. Furtul motorinei a devenit un fenomen. Autoritățile se vaită că făptașii, chiar prinși cu rața în gură, nu sunt pedepsiți nici ajunși în instanță. De multe ori, cum mi s-a spus, la proces s-ar prezenta expertize false, pentru că persoane obscure, influente, ar fi în cârdășie cu cei puși sub învinuire. Vas zi odpravlenie poezda 2203, da? Primul vagon, plațcar 13, nici de vestă.
1144 лея. Это вообще обалдеть. Как можно такие цены? А пенсия 1300 в месяц. Вот так мы и живем. De la Chișinău, cu trenul puteți merge la București, Moscova și Sankt Petersburg și vă va costa mai puțin decât la avion, dar va fi o călătorie mult mai lungă. Aici condițiile sunt mai bune decât în cele de circulație internă. Chiar există și condiții de lux sau super lux, așa cum ne-au asigurat angajații. Desigur că e și mai scump. În schimb, aveți televizor la care puteți urmări filmele epocii sovietice. Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Ну просто в поезде мне даже лучше. И дочка меня встретит. Будем уже в пятницу там. На 3 месяца еду. У меня внучка. Я очень рада. La Moscova? Da. Vă duceți în vizită? Nu, la muncă ne ducem, că aici n-avem cu ce trăi. Iar pentru că în trenul Chișinău-Moscova e mai cald și e puțin mai confortabil decât în trenurile locale, mulți moldoveni merg spre casă cu această cursă, iar biletul îi costă aceiași bani. Ce tren așteptați atunci? Tot Moscova. Tot Moscova? Da, merge până la nordul țării. Și unde la nord ajungeți? Până la Ocnița. Păi este trenul Ocnița Chișinău. Da, mulțumesc, dar condițiile nu sunt acelea. Acolo e mai frig, durata plecării sau e mai lungă durată. Aici mai în scurt timp ajungem și condițiile sunt mai bune. Calea ferată reprezintă sau, mă rog, a reprezentat un fel de stat în stat. Până nu de mult, angajaților de aici li se repartizau în mod facilitat apartamente, iar copiilor mergeau la o grădiniță de copii aparte. A fost firesc, prin urmare, să existe un fenomen pronunțat de dinastii feroviare. Пошел по стопам своих, своей родни, родственников, прабабушек, прадедушек, дедушек, бабушек, мамы, папы. Сейчас вот и брат работал, ну сейчас он тоже как смежно работает с железной дорогой, вот его жена работает вот на вокзале. Constantin Brănescu este lăcătuș la întreprindere deja de 45 de ani. Oricine îl cunoaște, îl prezintă ca un exemplu al omului care știe și poate face totul în meseria sa. Ce faceți dumneavoastră? Am o cutie de viteză unii. Da, așa și roțele și pe bughiuri și tot cele. Și chiar dacă dumneavoastră sunteți deja la vârsta de pensionari, continuați să lucrați? Da. Pentru că nu sunt muncitori? Nu au voie să mă odihnesc. Dar vreți să vă odihneți? Pe lumea cealaltă. Cât timp lucrați aici? Aproape o lună. O lună numai? Da, am lucrat și ca să ani mai înainte, dar acum am angajat din nou. Și vă place? Ca la lucru, cum? Să nu ne placă lucru. Salariile? Până la 2000. Ce să facem? Așa e viața în Moldova la noi. Întreprinderea este un monopol natural. Este în proprietatea statului și de 20 de ani încoace singurele investiții mari care s-au făcut au fost cele 5 trenuri reutilate. Astăzi pierderile companiei sunt mai mari decât veniturile. Pentru a redresa situația ar fi nevoie de schimbări radicale și costisitoare. Pe lângă modernizarea transportului de pasageri și cel de mărfuri, ar mai trebui reparate sau reconstruite liniile de cale ferată. Numai că în spate, de fapt, întotdeauna există anumite interese. Și atâta timp cât interesele nu sunt coapte pentru elita noastră politică, nu se întâmplă nimic. Până acum a fost convenabil ca întreprinderea căilor ferate să fie în starea în care ea este. Politicieni, dar și experți au pus în dezbatere de multe ori subiectul privatizării sau concesionării căi ferate, însă niciuna dintre ideile discutate la televizor sau în paginile ziarelor nu s-a realizat deocamdată. Nimeni nu discută și nu a discutat în modul serios, dar nici în modul neserios, concesionarea căilor ferate. Nici măcar la nivel de simple discuții sau idei în interiorul ministerului. Este prea devreme să vorbim despre o oricare formă de înstrăinare a acestor a căi ferate în general. Eu mai curând aș spune că, de fapt, ar trebui să fie o reorganizare
însă ca proprietar să rămână în continuare statul. Și dacă oficialii dau asigurări că întreprinderea nu va fi în niciun fel înstrăinată, atunci aflăm că în următorii 15 ani la calea ferată ar trebui să se producă schimbări majore, și aceasta datorită unui proiect de reabilitare integrală a infrastructurii finanțat de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și cofinanțat de Banca Europeană de Investiții. Este vorba de un credit de 52 de milioane de euro cu posibilitatea extinderii sumei până la 300-400 milioane de euro. Rezultat se vor vedea abia peste 3 ani, termenul promis și de ministrul în exercițiu la o întâlnire cu muncitorii. Oamenii sunt mai pesimiști însă și nu mai cred în reînvierea întreprinderii prospere de altă dată. De data de 27 noiembrie, înainte de lege, când au fost anul și spun, zic, uitați-vă câți oameni sunt țări și ciniți, toți pensionari. Arătați-vă un băie tânăr aici care cuiva eu să-l învăț, să pot să-i dau ceva. Nimicoți că noi în timp de 3 ani zile astea străiesc să faci. Zic, în timp 3 ani zile n-aș fi niciun om aici.